you mm -hmm. să fim împreună în această ocazie și prin harul lui Dumnezeu dorim să abordăm un subiect care să aducă anumite clarificări în viața noastră religioasă. Suntem recunoscători pentru că Dumnezeu ne oferă Sfânta Scriptură, cartea care are răspunsuri la toate problemele cu care fiecare dintre noi ne confruntăm. Deseori în cercetările noastre de suflet L-am întrebat pe Dumnezeu ca să ne arate care este cea mai mare nevoie a noastră. Și ori de câte ori am strigat către el cu sinceritate, cred că am primit răspunsul din partea cerului. Și în această ocazie am vrea să discutăm, de fapt, despre o problemă personală care ne privește pe fiecare dintre noi și. Consider că este important ca să cunoaștem subiectul acesta pentru că are în vedere legătura cu mântuirea noastră personală. Subiectul despre care vrem să discutăm este autocunoașterea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Ieremia, capitolul 17, cu versetul 9: Inima este nespus de înșelătoare și de desnădăjduit de rea. Cine ar putea ca să o cunoască? De aceea îmi doresc ca întâlnirea aceasta să ne aducă la răscrucea dintre cine ești cu adevărat și cine pari a fi. Pentru că nu întotdeauna viața noastră reflectă modul în care ne vede Dumnezeu. Și dacă noi suntem sinceri cu noi înșine, ar trebui să ne descoperim, să ne vedem exact în modul în care ne vede și Dumnezeu. Iar textul pe care l-am citat din Ieremia, capitolul 17, arăta că fiecare dintre noi avem o problemă cu noi înșine. Suntem foarte critici cu cei din jurul nostru, dar mai puțin facem o evaluare sau o autoevaluare corectă cu privire la viața noastră spirituală. Grecii antici, atunci când călătoreau la Delphi și când ajungeau la oracol, acolo căutau înțelepciune și cunoaștere. Interesant este că la intrarea în acel templu, în acel oracol, era o inscripție deasupra care scria în felul următor Caută să te cunoști pe tine însuți. De aceea spuneam că este important să ne vedem așa cum ne vede Dumnezeu, dincolo de viața în care suntem mulțumiți de reflexia poate a celor din jur cu privire la viața noastră sau de aplauzele care le primim de, din partea celor cu care noi interacționăm cel mai des. Întrebarea este... Dacă astăzi suntem la această răscruce și dacă vom primi răspuns din partea lui Dumnezeu, suntem noi în realitate ceea ce părem că suntem? Deci, întrebarea aceasta trebuie să nască sau să aducă un răspuns sincer în viața fiecăruia dintre noi, ca și copii ai lui Dumnezeu. Și o metodă importantă este autoanaliza și introspecția. Și de multe ori vom fi, vom fi surprinși de propria noastră rezistență, pentru că atunci trebuie să cobori în cotloanele adânci ale inimii tale și să descoperi acolo dacă nu cumva a mai rămas o urmă de păcat. De aceea, aș vrea ca să ne întrebăm în modul cel mai serios, mai păcătuiești? mai păcătuim, fiecare dintre noi în relația noastră cu Dumnezeu suntem mulțumiți de starea noastră spirituală? E posibil ca răspunsul să fie da, pentru că Sfânta Scriptură vine și prezintă vremea sfârșitului, ultima carte a Bibliei vorbește despre o generație de oameni care trăiesc în perioada la Odiseea, care au despre sine o părere deosebită, o părere bună, nu? Textul biblic spune că biserica aceasta declară că este bogată, nu duce lipsă de nimic, Deși, în realitate, martorul credincios, cel care poate să facă o evaluare corectă, vine și transmite un alt mesaj: că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Încercând și plecând de la imaginea aceasta a bisericii, a generației care compune această biserică, te-aș invita și pe tine și pe toți cei care ne urmăresc în această ocazie să încercăm să vedem dacă, într-adevăr, dincolo de pretențiile noastre, viața noastră spirituală este după cuvântul lui Dumnezeu. Și spuneam că primul criteriu după care o putem evalua este cum ne raportăm vis-a-vis -vis de Scriptură. Dacă permitem adevărul lui Dumnezeu să pătrundă în inima noastră, să producă acea lucrare, de transformare a vieții, să știi că acolo este o luptă, e o frământare. Și, de obicei, firea păcătoasă cedează, renunță. Nu este dispusă, nu? Ca să piardă teritoriul și atunci se agață cu disperare ca să rămâi în aceeași stare. Mulțumitor că și alții din sfera ta de influență sunt la fel ca și tine, sau poate unii dintre ei despre care tu ai o, o părere uh, proastă să te, fac, să, te, să te determine de fapt pe tine ca să uh, te mulțumești cu starea în care te găsești la un anumit uh, la un anumit moment Demersul acesta al cunoașterii de sine nu e un drum scurt, nici drept, așa după cum spuneam, pentru că el trebuie să lumineze toate cotloanele inimii. În genere, în viață, suntem dispuși să cercetăm, să cunoaștem și de când ne naștem, explorăm, nu? Explorăm ceea ce se întâmplă în mediul înconjurător, în propria noastră familie, ne obișnuim cu glasul mamei, ne obișnuim apoi cu clipocitul apei, când facem poate prima băiță. Și toată viața suntem într-un ritm de cunoaștere. Din păcate, dorim să cunoaștem tot mai mult din ceea ce este în mediul exterior, pierdem din vedere că este un spațiu la fel de interesant pe care ar trebui să-l aprofundăm și să lăsăm ca reflectorul să lumineze aceste cotloane propria noastră trăire, propria noastră viață. De aceea, ne dorim ca în ocazia aceasta să îndreptăm reflectorul, lumina lui puternică, lumina uh, harului lui Dumnezeu către propria noastră uh, inimă. De ce încercăm să facem lucrul acesta? Pentru că este un pasaj inspirat în Cuvântul lui Dumnezeu, în principiile fundamentale ale educației creștine, la pagina 543, care spune astfel: a ajunge să te cunoști pe tine însuți este mare lucru. Adevărata cunoaștere de sine va duce la o umilință care va îngădui Domnului să modeleze mintea, să o învețe, să formeze și să disciplineze caracterul. Deci toate aceste lucruri se vor realiza în viața noastră spirituală, în momentul în care noi vom ajunge la această cunoaștere de sine. Și gândiți-vă că atunci când încercăm să evaluăm corect care este starea noastră spirituală, venea Ieremia în capitolul 17 și cu, cu, versetul 9 care ce spunea, ce afirma el? Că inima este înșelătoare, nu? Adică de multe ori percepția noastră despre noi, mesajul care îl primim din, prin receptorii externi, ne măgulește și ne face să ne simțim bine. Realitatea putând fi din păcate, contrastantă cu această imagine pe care fiecare dintre noi o construim. Și de aceea, Ieremia spunea: Aveți grijă, inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine ar putea să o cunoască? Cine ar putea să facă o evaluare corectă, astfel încât să putem fi siguri că suntem plăcuți înaintea lui Dumnezeu? Și, la fel, o carte inspirată în Parabolele Domnului, la pagina 106, spune, numai într-un singur fel. Deci nu sunt mai multe uh, uh, situații în care putem fi aduși încât să avem o, o autoevaluare corectă. Deci numai într-un singur fel se poate obține adevărata cunoaștere de sine. Noi trebuie să privim la Hristos. Când contemplăm curăția și desăvârșirea Lui, atunci noi vom vedea propria noastră slăbiciune, sărăcie și propriile noastre defecte, așa cum sunt ele în realitate. Aminteam că trăim într-o uh, epocă, într-un timp al cunoașterii. Informațiile abundă în jurul nostru și putem prin autodisciplină, prin, să devenim autodidacți și să ne dezvoltăm uh, foarte multe uh, abilități și talente. Întrebarea este sunt acestea suficiente sau avem nevoie și de altceva? Și spuneam că în sfera aceasta de cunoaștere, în care suntem setoși, avizi de a Căpăta cât mai multe informații, ar trebui să încercăm să cercetăm cât mai sincer, cu sinceritate și domeniul acesta al cunoașterii de sine. Pentru că o să fim surprinși și o să fim uimiți de ceea ce o să uh, descoperim. Și ca să înțelegem, atunci când dorești să ai... Uh, o asemenea ocazie în care să te descoperi așa cum te vede Dumnezeu, condiția de bază, să știți că este sinceritatea. Fără îndeplinirea acestei condiții de a fi sincer cu tine, autocunoașterea sau autoreflexia este imposibilă. Încercând să te analizezi cu obiectivitate, vei avea parte de lucrarea Duhului lui Dumnezeu, așa cum spune Ioan 16:8, și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Aceasta este ocazia fiecăruia dintre noi să înțelegem că trebuie să avem o evaluare corectă. Dacă nu reușim încă să înțelegem uh, suficient de bine, aș vrea să vin cu câteva exemple din Sfânta Scriptură care să ne edifice tot mai bine în înțelegerea acestui subiect. Și vreau să amintesc câteva cazuri concrete despre care cunoaștem cu toții. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 10, nu o să amintim toate aceste versete, de la cap versetul 17 la 22, este experiența tânărului bogat. Acest tânăr care avea o neliniște în sufletul lui, avea o frământare și într-una dintre zile, fiind în fața Domnului Isus, îi pune această întrebare învățătorule ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Și Mântuitorul îi răspunde ce trebuie să facă, iar el, mulțumit de starea lui interioară, nu? și amintea Miremia, inima este nespus de înșelătoare, Pretinde că toate aceste lucruri le-a păzit și le-a împlinit din tinerețea lui. Atunci, Mântuitorul, uitându-se la El cu dragoste și cu multă căldură, îi spune că trebuie să facă un lucru concret. Du-te, devin de tot ce ai, dă la săraci, iar apoi urmează-mă. La răspunsul acesta, tânărul ne spune scriptura că a plecat întristat. Nu a fost mulțumit de un asemenea răspuns și. Ne dăm seama că pretențiile lui de păzitor al legii lui Dumnezeu erau deșarte. E adevărat, în sinea lui, el ce gândea despre el? Că nu curvea, nu făcuse crime, nu mințise, poate că după etalonul după care se măsura, nu înșelase pe nimeni, nu furase. Așa se vedea el, un caracter ireproșabil. Și totuși, în sinele lui, în interiorul lui, era un mare gol, era o lipsă venind la Isus a încercat ca să plece de acolo uh, mulțumit. De fapt, acum aș vrea să înțelegem că pretențiile lui de păzitor al legii nu erau decât o mare amăgire. Uh, avuțiile erau idolul lui. Iubea mai mult darurile decât pe dătător. Iar uh, ca să putem înțelege uh, detaliul acesta, mi-a plăcut afirmația din Hristos Lumina Lumii în care Ni se spune că el cu gura declara am păzit tot. Dar cu inima el striga nu vreau ca omul acesta să-mi fie conducător. Nu, nu pot să-ți dau totul. Ce discrepanță dintre omul acela care a la Domnul Isus cu intenții curate, cu intenții sincere și cu pretenția că păzește, că împlinește un caracter ireproșabil și după această discuție scurtă cu Mântuitorul, de fapt, răspunsul nerostit al unei inimi nerenăscute era acesta. Nu vreau ca omul acesta să-mi fie conducător. Nu, nu pot ca să-ți dau totul. Iată, dragii mei, cât de înșelătoare poate fi inima omenească. Atunci când ea nu este supusă pe deplin Duhului lui Dumnezeu, ne poate juca feste încât să creăm în jurul nostru o aureolă prin care să plăcem celor din jurul nostru, să fim mulțumiți de starea noastră, cel puțin imaginea exterioară, și chiar atunci când în interiorul nostru simțim o lipsă, totuși să nu permitem lui Dumnezeu să aducă adevărata vindecare. Un alt exemplu pe care aș vrea ca să-l luăm în discuție este întâlnirea care are loc la Templu. Un vameș și un fariseu. Doi oameni, doi închinători, cu dorințele lor, cu lipsurile lor, cu dorința de a primi binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Unul, când a intrat acolo și când a văzut că acolo este și un vameș, care nu îndrăznea nici măcar să-și ridice ochii, aceasta era starea lui interioară. Comparându-se cu el, s-a considerat un om deosebit, un om bun, un om spiritual, un om adevărat, un om religios. Îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca vameșul acesta. Aceasta era imaginea de sine pe care el o cultiva un om care se distingea din acea masă de oameni și în mod particular, față de cel de lângă el, se vedea un om mai bun, mai așezat, care putea să fie meritos înaintea lui Dumnezeu. Celălalt, apăsat, îndurerat, nu îndrăzdea nici măcar să-și ridice ochii și striga către Dumnezeu în, în sinele lui, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Interesantă este afirmația că dintre aceștia doi, cel care a plecat acasă îndreptățit a fost cel care se vedea păcătos, cel care privea la Domnul Isus și, în contrast cu caracterul sfânt, își vedea propria lui nedesăvârșire. Aici cred că fiecare dintre noi putem să ieșuăm, putem să construim o imagine pozitivă despre propria noastră persoană, ori de câte ori ne comparăm cu cei de lângă noi. Pentru că întotdeauna vom avea ocazia ca să descoperim slăbiciunile celorlalți, greșelile lor, păcatele lor și făcând o evaluare între caracterul nostru și caracterul lor, între viața noastră și viața lor, întotdeauna noi să fim pe plus. Și atunci să ne amăgim singuri că stăm bine, iar Dumnezeu să poată să spună și despre noi că doar cei care se, se consideră bolnavi vor putea să fie vindecați de marele medic. Un alt exemplu pe care vreau să-l aduc în atenția noastră, și care cred eu că va fi suficient încât să putem sau să ne determine să ne focusăm pe propria noastră viață, este declarația ucenicilor în evenimentele finale înainte de răstignirea Domnului Isus Hristos. Uh, și poate că aici ar fi bine să și citim aceste texte biblice. În Evanghelia după Matei, la capitolul 26, de la versetul 30. De la versetul 30 la 35. Hai să citim tot acest pasaj. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, că ce este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și a zis, Chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Adevărat îți spun, i-a zis Isus, că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Petru i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Este edificatoare această relatare, acest pasaj al Sfintei Scripturi cu privire la modul în care ne cunoaștem noi pe noi înșine. La unison, toți ucenicii au făcut o promisiune. Ei i-au afirmat Domnului Isus Hristos că vor merge cu El până la capăt. Nu erau speriați de nimic erau dispuși ca să-și sacrifice și viața, iar în momentul în care Domnul Iisus, privind în inima lor, cunoscându-le uh, relația lor cu Dumnezeu și faptul că nu se cunoșteau pe ei înșiși, uh, a făcut această declarație că voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Se pare că niciunul dintre ei nu a înțeles mare lucru. Apoi Petru insistă, iar Domnul Iisus încă o dată îi spune la afirmația lui că dacă ceilalți vor găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi uh, renunța la uh, credincioșia față de tine. Iar Mântuitorul cei răspunde, adevărat îți spun că tu, nu spune Domnul Iisus că văd în experiența ta că se va întâmpla peste jumătate de an sau peste doi ani sau peste o săptămână sau peste o lună, ci Domnul Iisus îi confir -a. chiar în noaptea aceasta. Interesant detaliul acesta că peste câteva ceasuri, peste câteva ore urma să se împlinească ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos. Chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Deci Așa după cum sau încercăm să, să ne, să ne să înțelegem din pasajul acesta că nici noi nu suntem cu mult diferiți față de cum erau ucenicii la momentul acela. Gândiți-vă că ei umblaseră cu Domnul Isus aproximativ trei ani și jumătate. Participaseră la un program solemn, important, la cina Domnului. Versetul 30 începea că după ce, au, după ce a cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Și iată-i în urma acestei discuții plin de zel, înflăcărați plin de credință, și peste câteva ceasuri urma să se împlinească această afirmație a Domnului Isus Hristos. Referitor la Petru și la grup, în Hristos Lumina lumii, este afirmația aceasta. Ei nu, doar au, ei nu doar că au spus că îl vor urma, ci se și gândeau să facă așa. Dar ei nu se cunoșteau pe sine. Așa după cum am citit, avertizmentul din versetul 34 era plin de însemnătate și gravitate. Mântuitorul afirmă chiar în seara aceasta. N-au băgat în seamă, fiecare dintre ei a plecat de acolo la fel de încrezător, ba poate că unii dintre ei s-au simțit chiar și jigniți de această declarație a Domnului uh, Isus. Petru, la început se vedea încrezător în sine, iar apoi după afirmația domnului Isus, simțea că nu e crezut. Acum interesantă este următoarea declarație. Cum îl vedea domnul Isus pe Petru? Și la fel, vreau să ne aplecăm asupra acestei declarații. Mi se pare foarte precisă, detaliată încât în viața unui om care a umblat atâția ani cu Domnul Isus Hristos, o să descoperim foarte multe lipsuri. E posibil ca eu și cu tine să repetăm această experiență a lui Petru, sau ca și grup împreună să avem aceeași pretenție de spiritualitate, de oameni religioși, dar care să nu ne cunoaștem pe noi înșine. Și uitați această declarație din Hristos, Lumina Lumii, pagina 563. Mântuitorul a văzut în Petru, adică în El, în Petru, o iubire de sine și siguranță, multă slăbiciune, multe păcate nebănuite, un duh de nepăsare, un temperament nesfințit și o intrare necugetată în ispită. Șapte capete de acuzare. Șapte puncte despre care Petru nu știa nimic. Iubire de sine, siguranță, multă slăbiciune, multe păcate nebănuite, un duh de nepăsare, un temperament nesfințit și o intrare necugetată în ispită. Iată, dragii mei, șapte capete de acuzare îndreptate sau arătate lui Petru. Acelui Petru care se considera îndreptățit ca să fie crezut. El făcuse o afirmație că dacă ceilalți se vor poticni, va merge cu Domnul Isus până la moarte. Și Domnul Isus Mântuitorul, i-a spus că în seara aceasta tu te vei lepăda de mine. Și așa cum a făcut Domnul Isus această afirmație, exact așa s-a și întâmplat. Iată cât de slabi suntem, iată cât de puternică este credința noastră, iată cât de mult ne cunoaștem pe noi înșine. De aceea spuneam că, în ocazia aceasta, vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu că, dincolo de cunoașterea a multor lucruri din jurul nostru, Dumnezeu ne determină sau ne somează pe fiecare să încercăm să ne cunoaștem pe noi înșine. Știu că. Îți e teamă să privești către propria ta viață. Știu că nu e confortabil să privești în interiorul inimii tale. Știu că e un război pe care trebuie să-l începi din momentul în care vei fi sincer cu tine. Dacă vei fi realist, îți dai seama că încă păcatul să lășture în inima ta. Sub diferite forme. Aici, despre Petru, ne spunea cuvântul lui Dumnezeu multe păcate nebănuite. De aceea, haide să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să încerce să ne convingă că noi nu trebuie să ne încredem să ne încredem în propria noastră judecată. Să nu fim mulțumiți nici măcar cu uh, uh, aplauzele celor din jurul nostru care ne respectă, care ne stimează, care văd în noi niște oameni deosebiți. Trei ani și jumătate n-au fost suficienți până la momentul acela pentru Petru ca să se cunoască. A avut nevoie de această întâlnire cu Domnul Isus, ca Petru să poată să privească în propria Lui uh, inimă. De ce am ales să discutăm despre subiectul acesta? Pentru că, de fapt, noi nu vrem să corectăm un lucru, ci vrem să înțelegem că suntem în același mare pericol ca și grupa de ucenici, ca și Petru. Pentru că în Parabole Domnului, pagina 103 cu paragraful 1 spune: Nu este nimic așa de ofensator pentru Dumnezeu sau atât de periculos pentru sufletul omenesc decât mândria și încrederea în sine. Și aceasta este problema mea și este problema ta, e problema la odiceanului. Suntem mândri spiritual, credem că stăm bine în relația noastră cu, cu Dumnezeu și nu avem timp de calitate suficient încât să ne putem cerceta pe noi înșine. Acești oameni, această grupă de ucenici ai Domnului Isus, după ce Mântuitorul a fost răstignit, ne aducem aminte că după o perioadă nu prea lungă de timp au ajuns în camera de sus. Acolo, timp de 10 zile, au avut o autoevaluare, au privit în cotloanele inimii lor. Acolo au înțeles că Mântuitorul a avut dreptate. Acolo fiecare a încercat să a început să și cerceteze propria lui uh, trăire. Și ce au descoperit? Au descoperit lucruri despre care acum le era rușine. Avem nevoie fiecare dintre noi de camera de sus. Avem nevoie de acel timp în care să fim sinceri cu noi înșine și să permitem ca Duhul lui Dumnezeu să pună în adevărata lumină ceea ce poate că astăzi pentru tine sau pentru mine nu înseamnă păcat. Sau poate nu înseamnă un temperament nesfințit. Că de multe ori noi spunem că rostim un adevăr uh, și uneori o facem tăios, lovim în, 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 sensibilitatea celorlalți, pentru că așa considerăm noi. Întrebarea este, este viața noastră cu adevărat sfințită? A fost atinsă în profunzimea ei de Duhul lui Dumnezeu? Vine Pavel și ce spune Pavel? O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Profetul Isaia, în momentul în care l-a văzut pe Dumnezeu în, în sfințenia lui, când a văzut închinarea care o primește de la uh, îngeri și de la serafim, și când a auzit declarația aceea despre Dumnezeu că este sfânt, 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 este Domnul, în momentul acela s-a văzut un om cu buze necurate care trăia și locuia în mijlocul unui popor cu buze necurate. Avem nevoie de această realitate care să ne facă să conștientizăm că am fost zăminsliți în păcat. În noi nu este nimic bun. Noi nu avem nevoie de o uh, cosmetizare a uh, unei vieți din trecut. Noi avem nevoie de o schimbare radicală, noi avem nevoie de o transformare. Noi avem nevoie de procesul nașterii din nou. Omul cel vechi trebuie să moară iar pentru aceasta avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu care să fie viu și lucrător să pătrundă acolo în toate cotloanele inimii și să acceptăm în conștiința noastră orice declarație care vine din partea lui Dumnezeu ca fiind adevăr chiar dacă se războiește cu firea și cu pasiunile noastre subiectul acesta trebuie să ne trezească pe fiecare dintre noi că trăim un timp solemn în care are loc judecata de cercetare și în timpul acesta al judecății de cercetare, Dumnezeu spune că dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. Dacă ne-am învățat să ne evaluăm după criteriile lui Dumnezeu, viața noastră cred că ar arăta cu totul diferit. Dar inima la odiceanul este înșelătoare și desnădăjduit de rea. Ne băgulim privind în stânga, privind în dreapta și alții greșesc și alții păcătuiesc, coborând standardele bisericii din ce în ce, poate mai mult, în propria noastră trăire, în propria noastră familie și dacă suntem înconjurați de un mediu, mediu ocru, din punct de vedere spiritual, gândiți-vă ce ușor se dezvoltă păcatul, ca orice bacterie care îi ofer mediu favorabil. De aceea Dumnezeu să intervine în viața fiecăruia dintre noi și să ne vinde de, de această boală. Pentru că ați văzut ce spunea parabolele Domnului, ce spune inspirația. Nu este nimic mai ofensator pentru Dumnezeu și atât de periculos pentru sufletul omenesc ca mândria și încrederea în sine. De aceea am ales să discutăm astăzi despre subiectul acesta pentru că afirmația în continuare din acest pasaj spune, dintre toate păcatele, acesta este cel mai deplâns și greu de vindecat. E un fel de metastază, când mândria și încrederea de sine pune stăpânire pe ființa noastră, Dumnezeu se pare că nu mai poate să realizeze mare lucru. Și am avut experiența tânărului bogat, am avut experiența fariseului, nu din pildă, dar, în schimb, putem să construim și pe aspectul acesta pozitiv din experiența lui Petru. Nu? Ați văzut șapte capete de acuzare înălțate de Dumnezeu, arătate prin care Petru să se descopere și Petru, care ulterior are întâlnirea aceea cu Domnul Isus când fa privirea Domnului isus Hristos interacționează cu, cu cu privirea lui Petru aduce o pocăință reală în viața lui Petru. Cum se poate, sau cum putem ajunge la această evaluare? La această cunoaștere de sine? Aminteam că Putem fi sinceri și putem ajunge la această evaluare doar într-un singur mod, privind la Domnul Isus Hristos. Deci el este modelul, nu? Isaia când a văzut în revelație caracterul și sfințenia lui Dumnezeu s-a încheiat cuvintele. Nu mai e ce să mai declare în fața unui Dumnezeu sfânt. De aceea Ezechiel capitolul 36 cu versetul 31 sună astfel: Atunci vă veți aduce aminte de purtarea voastră rea și de faptele voastre care nu erau bune. Vă va fi scârbă de voi înșivă din pricina nelegiuirilor și uricinilor voastre. Iar Ezechiel 16, cu 62 și 63, spune: Voi face legământul meu cu tine și vei ști că eu sunt Domnul ca să-ți aduci aminte de trecut și să roșești. Să nu mai deschizi gura de rușine când îți voi ierta tot ce ai făcut. Iată. Poziționarea corectă în cunoașterea de sine. Privești la Dumnezeu și privești în interiorul tău. Ce discrepanță! După cum cerurile sunt atât de sus față de pământ, așa este caracterul lui Dumnezeu față de caracterul uh, uh, nostru. Vă va fi scârbă de propria voastră viață. Nu o să mai deschizi gura de rușine. Și Domnul Iisus ulterior are întâlnirea aceea cu Petru, în care parcă fiecare cuvânt lovește în inima acestui ucenic. Când Domnul Iisus îl întreabă de trei ori, Petre, mă iubești tu? Și într-adevăr, Petru, acum nu mai este atât de înflăcărat, nu mai este încrezător în sine, dar declară cu toată umilința inimii, da, Doamne, te iubesc și tu știi lucrul acesta. Îmi doresc ca aceasta să fie experiența ta și să fie experiența fiecăruia dintre noi. Să avem o cunoaștere de sine reală, privind la Domnul Iisus Hristos, evaluarea întotdeauna să o facem pe baza etalonului după care vom fi uh, judecați și nu după standardele pe care uneori, ca și oameni, datorită timpului în care trăim, datorită culturii, în care să putem afirma că Biblia nu mai este la fel de. Uh, autentică sau că anumite pasaje ale spiritului profetic nu mai corespund societății moderne în mijlocul căreia noi trăim. Să nu uităm că dacă vei găsi răspunsuri de felul acesta, inima ta este înșelătoare și de des nădăjduit de rea. Bine, cuvântarea lui Dumnezeu să coboare în sufletele fiecăruia dintre noi, Duhul lui Dumnezeu să fie ca un reflector care să fie focusat către cotloanele inimii tale, astfel încât să-i putem permite și să poți să-i permiți ca să aducă la lumină toată mizeria care trebuie să fie îndepărtată. Și să nu ne descurajăm și să nu uităm că Sângele lui Hristos poate să curățească orice păcat. Sângele lui Hristos poate să șteargă cele șapte capete de acuzare, care poate, poate și acestea sunt îndreptate împotriva mea și împotriva ta. De aceea așa să închei cu această rugăciune din parabolele Domnului. Uh, în care să putem înțelege care ar trebui în continuare să fie atitudinea păcătosului. Doamne, ia-mi inima căci eu nu ți-o pot da. Ea este proprietatea ta. Păstrează-o tu curată căci eu nu pot păstra pentru tine. Mântuiește-mă în ciuda mea însumi, în ciuda euului meu slab și neasemenea lui Hristos. Modelează-mă, șlefuiește-mă, înalță-mă într-o atmosferă curată și sfântă, în care curentul cel bogat al dragostei tale să poată curge din sufletul meu. Suntem educați, suntem formați către cunoaștere. Dar să nu uităm că una dintre, sau unul dintre, una dintre laturile acestei cunoașteri este cunoașterea de sine. Toate celelalte, fără cunoașterea de sine, să știți că n-au nicio valoare. Am avut ocazia să cunosc oameni valoroși, pregătiți în domeniul lor, dar oameni care nu se cunoșteau pe sine și în viață au uh, arătat uh, de multe ori slăbiciuni, uh, un caracter uh, uh, nu-ți facea plăcere să stai în, în prezența uh, unor asemenea oameni, deși unii dintre ei erau oameni mari, realizați, unii chiar uh, uh, deosebit special genii. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare și să nu uităm că mulțumirea de sine, când ești mulțumit cu starea ta proprie, păcatul acesta este greu de vindecat. Dar să mulțumim lui Dumnezeu că la vreme potrivită încearcă să ne deschidă fiecare dintre noi orizontul astfel încât acum să privim către propria noastră viață, către propria noastră trăire. Și la această răscruce astăzi să te întrebi, ești cu adevărat acea persoană care încerci să pari în realitatea de zi cu zi, iar dacă descoperi că de fapt ai două fețe, e timpul să te pocăiești. E timpul să-i ceri iertare lui Dumnezeu și să-i permiți să intervină în viața ta cu dragoste ca să poată să schimbe această natură perfidă, înșelătoare, care nu duce către împărăția lui Dumnezeu ci către mulțumire de sine, dar în final să nu rămânem în afara hotarelor cerești. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să nu uităm că atunci când începe acest proces, ai nevoie de sinceritate. Fii sincer cu tine însuți, iar în felul acesta vei avea asigurarea prezenței lui Dumnezeu. Tatăl ceresc să ne binecuvinteze pe fiecare, a lui să fie lauda și slava, iar eu personal îmi doresc și vă doresc să ajungeți la o evaluare corectă, prin autocritică, prin autoanaliză, la o autocunoaștere, care să ne dea dreptul sau să-i permită lui Dumnezeu să reverse peste noi ploaia târzie. A lui să fie lauda și slava, acum și în veci. Amin. destinul tău e să învingi Când ești căzut să te ridici Destinul tău l-a scris cândva Iisus Numele tău de mult e scris În cartea vieții Destinul tău e cerul său, să știi, nu suntem aici statornici, o țară a toți pe Iisus. Deci să te porți cum e cinstit, cu Tatăl tău ce te-a iubit și te-a plătit cu mare preț. Să știi, pe brațul meu eu te-am purtat, și-am să te port neîncetat El Dumnezeu spune așa În cartea sa Nu suntem aici statornici o țară avem se sfârșește acolo, când vom vedea toți pe.